în fiecare zi. În această a doua parte a emisiunii încercăm să dezbatem o problemă, zic eu, destul de importantă pentru viziunea în campanie electorală a partidelor mari și a partidelor mici, pentru că trebuie să facem diferența între aparatele de partid, mă refer aici la PSD și PNL, care sunt foarte puternice, și alte formațiuni politice care sunt mai mici, cu lideri, într-adevăr, mai inimoși, unii mai bătătarnici, mai știu eu cum, dar care nu sunt ajutați pentru că partidul este foarte mic. Și aici mă refer la cei care stau undeva în preajma la 5% și mai sunt cele două, trei formațiuni politice care urcă undeva la 10%, mă refer aici la USR și Pro-România. Așadar, astăzi, în fața dumneavoastră, facem o comparație între ce înseamnă partidele mari, aparatele acestea de partid și liderii care conduc aceste formațiune, dar și partidele mici care încearcă undeva, multe dintre ele, să intre în Consiliul Local și Consiliul Județean, să treacă de pragul de 5%, dar și pe acelea care sunt undeva un pic peste cele de 5%, mă refer la Pro-România și la USR, care stau undeva la 10%. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, suntem aici în studio cu domnul Gheorghe Calegea, președintele Partidului Gorjenilor. Bună seara, stimate domn, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, dragi gorjeni. Așadar, stimați prieteni, Partidul Gorjenilor la raport, cum joacă acest joc politic marele partid de domnul Gheorghe Calegea și cum îi percepeți pe acești lideri? Pentru că sunt doar două partide mari, tare și șmechere pe scena politică, mă refer aici la PSD și PNL, iar pe cealaltă parte sunteți dumneavoastră, partidele mici, care luptați din greu pentru fiecare vot pe care îl câștigați. Aveți dreptate, dumneavoastră, sunt două partide șmechere, între ghilimele, au demonstrat în decursul acestor ani alianțe, veniri în partid, plecări, oameni care nu sunt verticali, oameni care nu sunt și au dovedit modalitatea și dorința de a fi pentru cetățean, politicieni care și-au urmărit doar interesul personal și de grup. Ziceați de partidele mari. PSD-ul și PNL-ul. PSD-ul și PNL-ul, ca să nu le mai spunem numele. Că păi le știu, stați liniște că nu facem reclamă. Aș vrea să zic doar partidele mari. Mi-e jenă să mai zic PNL și PSD. Pentru că în toți acești ani am fost dezamăgiți. Am fost trădați. Noi toți, prin diverse forme, ni s-a pierdut aproape și identitatea datorită acestor politicieni. Noi toți am crezut că va curge lapte și miere aceste partide, pentru că poate e uman a greși, toți greșesc, și eu, și dumneavoastră, și dumneavoastră, dragi cetățeni, dar un mandat, două, trei, uniri, manipularea oamenilor, minciuni, promisiuni. Oare până când acești oameni abuzează de încrederea noastră, de dorința noastră de a schimba și ei pun exact rana pe sânge. Acum mâna pe rană. Acum avem de toate în această campanie electorală. Promit, sunt partide care nu cred că au rost să-și mai pună aceiași candidați care i-a avut și acum 4 ani de zile sau acum 8 ani de zile. Aveți partide mari? Puneți oameni noi. Pentru că voi, cei care conduceți la ora actuală aceste partide, care în județ, în comune, puneți oameni noi. Pentru că acest lanț al puterii devenit un lanț al slăbiciunii pentru noi gorjenii, ne aduce în sărăcie. Nu mai trebuie să fie primarii, consilierii să joace după cum se cântă la nivel central și se revarsă în teritoriu. Multe greșeli fac liderii de la centru. Multe greșeli fac liderii de aici, din Gorj. Colac peste pupăză, avuția lor crește. Iar gorjenii însărăcesc pe zi ce trece și își acceptă sărăcia și acceptă pe acești conducători
Nu numai odată i-a acceptat. I-a acceptat totdeauna. Că s-o lăsa de furat, că i s-a umplut sacul, dar, dragi cetățeni, nu trebuie să zicem că dumneavoastră să se golească sacul lor și să aveți dumneavoastră bunăstare. Cât de cât acești politicieni ale acestor partide mari, ei sunt mici pe lângă dumneavoastră cetățenii care aveți o forță foarte mare. Puteți schimba acest sistem doar cu votul dumneavoastră. De ce sunt puternici? Pentru că sunt abonați la banul public. Atâția ani au demonstrat-o. Sunt subvenționate aceste partide și încă alte câteva mai mici. Partidele parlamentare. Partidele parlamentare primesc acest subvenție de la stat de ordinul miliardelor. Ordinul miliardelor. În fiecare lună. Iar acești bani vin de la dumneavoastră. În decursul acestor, din taxe și impozite, care tot de la noi vin. Tot după spinarea noastră. Tot după truda noastră. E timpul să îi luăm un pic de ureche și să le spunem să-și ia adio de la acele fotolii mari care, în loc să stea, să gândească pentru binele cetățeanului, poate dorm sau poate stau cu vreo ibovnică, cu vreo amantă pe genunchi. Păi și l-o fi rău, domne, și dumneavoastră veniți să-i deranjați acolo. Timpul trece, la fa merge, amanta pe genunchi. El pentru ce a candidat în momentul când și-a pus candidatura? Pentru amantă și pentru șofer. A spus vreun candidat, vreun politician, în momentul când a fost... Depus jurăminte, sunt câte unii miniștri sau parlamentari. Deci nu respectă nici religia. Nu ne respectă nici, nu sunt ortodoși. Sunt. Păi de ce? Au respectat? Toți parlamentarii care au depus jurământul, au respectat vreunul ceva? Nu știu, nu trebuie să răspundem noi, că nu suntem purtători de cuvânt. Răspund cetățenii, pentru că să văd realizările. Dacă le mai dau voturi, să văd ce avem. Au încredere în ei. Dacă au încredere cetățenii, eu nu am. Și rămân vertical poziției mele de a fi în opoziție și de a critica mi-a ajuns. Cred că cetățenii... Sunteți un pic dezamăgit din câte vă văd eu. Da, sunt foarte dezamăgit pentru că am fost în municipiul Motru, am fost în Târgu Jiu pentru strângerea semnăturilor. Sunt oameni de bine care dau semnături, alții care refuză, alții spun că nu cunosc partidul, nu cunosc oamenii, membrii partidului. Zice, noi cunoaștem doar pe partidele mari. PSD-ul și PNL-ul. Păi asta e un aparat de partid. Da. Deci, ce să fie, domnule, asta e realitatea. Au un aparat imens, deci, PSD-ul și PNL-ul. USR-ul și Pro-România vine galopând în spate. Deci aș vrea să mă simt bine și să vorbesc, nu vreau să aud cuvântul ăsta. Haideți să folosim partide mari. Așa, pentru că sunt partide mari pe spinarea noastră. Pentru că unii lideri să nu uite că se cred mari, dar sunt mici fără votul cetățenilor. Acum au devenit un pic mai... au lăsat un pic garda jos. Încep cu pupăturile, cu sărut mâna, cu... vezi, doamne... Da, domne, dar le place să pupăcească fetele când se duc în campanie. Sărut mâna, vă mulțumim pentru vot, vă mulțumesc, da. Avem nevoie... Deci face ăștia parte din viața de toate zilele și pupatul e la locul pupăcitul, lui și toate pupăcitul, astea. Pupăcitul. Dar eu și nu pot să mă exprim, unde aș dori... Să știți că am vreo câțiva colegi aici, au unul aici în platou, sunt experți în pupăcit ăsta. Ați putea să-i luați, să luați voturi, să luați lista de susținere, să-i luați cu mine, să-i luați cu dumneavoastră. Suntem deschiși tuturor gorjenilor care vreau să vină în partid, tuturor gorjenilor care pot să candideze din toate păturile sociale. Sunt bineveniți muncitori, țărani, intelectuali, oricine. Deci la noi, nu pentru că noi clădim un partid, la PSD. Deci vrem să clădim o forță politică. Chiar astăzi râdeam, pentru că mulți spuneau, nu aveți șanse, nu vă veți lupta. Nu. Am văzut astăzi pe Facebook, cineva mi-a trimis un mesaj. Coca-Cola, în primul an, când a lansat pe piață produsul Pepsi sau Coca-Cola. Coca-Cola, care era atunci, că e de mult. Păi și a avut vânzare 25 de
de sticle. Să nu uităm că domnul Cârciumaru, când a, în momentul când a candidat prima dată, la prima candidatură a luat 1,7. În jur de 2. Deci nu decid politicienii, nu decide nimeni, decid cetățenii scorurile. Pentru că dumneavoastră vorbeați de scoruri. Sondajele care se fac 8, 9, 10, 15, 20, 50 de opinie la nivel local sunt foarte dificil de interpretat și sunt foarte dificil de estimat un scor corect. Eu cred că vor avea o surpriză unele partide mai mici, pentru că oamenii nu se vor duce la vot. Acest efect al pandemiei, oamenii, mi-a spus cineva, deci citesc ce a spus omul, un cetățean, și cu drag i-am și cerut voie să-i spun ce, să spun în emisiune ce mi-a zis. Dumnezeu, a zis așa, i-a zis, deci eu vorbesc ce spune omul. Deci PSD-ul, wow, am greșit. PSD-ul am găsit PNL-ul, stați că să nu mai discutăm despre să revenim la discuție. Acest om mi-a spus așa, zice: "Domne, vine perioada de campanie, vin alegerile pe 27." Așa. Noi cei care suntem bolnavi, așa, și cei care avem probleme, pe 27 sau și mai înainte, nu putem să intrăm pe ușa spitalului, pentru că motivele, ori nu sunt paturi, ori să facă testul, dar testul care la secția, de sarcină, de COVID. De COVID. Iar la secția de votare, de ce oare? Păi sunt oamenii lăsați. Și-a legat viitorul pe 4 ani de zile. Păi și viitorul lor nu îl pot decide și când se duc la spital. Păi îl decid pentru pe că este scurt, nu în acolo. Păi, păi dacă dumneavoastră mâine pe mine vă îmbolnăviți, așa, ce faceți? Sau, eu Doamne știu, ferește, tratez, un accident. Cu ce vă tratați? Cu asta, basta, e, te mare cu țuică de, cu zeamă de prună? Cu zeamă de prună, păi, păi da. Nu e de ajuns. Aveam colegi aici. Păi aveam noi un lider de la partidul ăsta mare care a trimis oamenii, a spus că au cules, s-au grăbit și au cules prunele și s-au apucat să facă, da. Nu. Deci trebuie să ne gândim serios, nu e de glumă. Pentru că oamenii au spus, suntem bolnavi și nu putem merge la spital. Nu, cărcere, ți-ați venit așa supărat și nostalgic pe un ton ăsta. Nu sunt supărat, domnule. Am spus ce a spus omul și m-a rugat să spun chestia asta. E pensionar și deci, îți bucuros că mi-a spus această seară și eu... Ca să sintetizăm. Suntem mulțumiți acei oameni care au diverse suferințe cronice, da? Că nu sunt lăsați în spitale din cauza pandemiei de coronavirus să fie tratați corespunzător și acasă în tratamentul ambulatoriu sau cum fac ei acolo, da? Nu au tratamentul corespunzător raportat cu ce ați primit la spital, da? Iar în același timp secțiile de vot sunt deschise și acolo sunt primiți cu... Ideea este în felul următor. Deci facem o comparație. Păi. Clasa politică. Deci fac totul pentru a veni oamenii la vot. Păi, aia am spus și eu. Și deci e democratic, este, dar în momentul trebuie, e alegerea. Ce ne ducem? Dacă la spital nu ne lasă, nu putem intra pentru alte boli, la în sala de vot putem? Și culmea este, totdeauna o să vedeți că rata îmbolnăvirilor de COVID o să scadă acum în următoarea perioadă. Crește, o să scadă, o să scadă. Crește acum, în campanie electorală o să scadă. Iar după ce se termină un pic votul, pe 15, până în vot o să crească, iar după 27 o să scadă, să vedeți că deci o să fie. Vine potopul, o să fie. Deci vine potopul. Deci ei joacă un fel de alba neagră. Alba neagră cu destinele noastre. Și le reușește. Sunt foarte această propagandă, această. Se joacă foarte bine cu destele. Sunt pregătiți pentru a minți. Ei sunt producători de minciuni. Ce puteți face în această situație, având în vedere că ați identificat, să spunem, spectrul unei anumite probleme? Care ar fi soluția? Soluția este să venim cu un apel clar, cetățenii, să facă tot posibilul. Chiar dacă este riscul de a se îmbolnăvi, să vină totuși la vot și să facem o revoluție a votului prin a schimba această clasă socială. În mijlocul dumneavoastră, dragi cetățeni, sunt destui cetățeni, destui oameni care pot cu succes să ia locul acestor incompetenți, acestor corupți și acestor trădători ai neamului gurgenesc.
Care e proiectul dumneavoastră pentru a atrage alegătorii? Pentru că în momentul în care ați făcut o astfel de critică la adresa întregii clase politice, probabil dumneavoastră trebuie să veniți cu o alternativă pentru a stimula proiectul nostru, am mai spus, este regiunea economică autonomă a Gorjului. L-am lansat acest proiect spre dezbatere publică, iar cetățenii Gorjului, dacă vor să fie implementat acest proiect, trebuie să se zbată și trebuie să înțeleagă că este benefic pentru toate comunitățile locale și pentru o creștere a bunăstării cetățeanului. Am fost astăzi, chiar mi-aduc aminte, am fost la un cetățean și am cerut semnături, un om de afaceri. Și spuneți-i domnul nume dacă e om de afaceri. Nu, dar nu știu numele, deci nu știu. Dar da, îl stimez, mi-a pus câteva întrebări în care m-a încuiat, cum s-ar zice. Era, deci, și i-am spus, domnule, cu toată stima, la primăria Târgu Jiu s-a discutat și s-a promis că va fi transparență totală, nu avem acces la unele documente, îmi pare rău că Bâlșbi, zic, nu le știm pe toate, încercăm, stând în mijlocul dumneavoastră, e constructiv și ideile, și dorințele dumneavoastră, și pentru că atunci, stând în mijlocul lor, vrem să facem ce-ți doresc oamenii. E, această clasă politică a știut mai mult doar în campania electorală să vină în fața alegătorilor. În rest, i-a văzut, poate se duc pe Transalpina, poate se duc la nu știu ce restaurant luxos, la nu știu ce aniversări. Se distrează pe banii noștri. Primează, deci pe primul loc este interesul cetățeanului. Dorința de a face bine. Oare toți îi spun că partidele mici nu au șanse? Politicienii spun în primul rând. Politicienii cei mari de la partidele mari și neglijează. Poate o fi și așa, poate, dar cetățenii decid dacă ei vor fi mici sau dacă Partidul Gorjenilor și alte partide vor fi mari. Aici, cred că sunt prea sigur de ei. Pleacă din start cu, dacă au un subordine atâtea instituții administrative și îi țin pe oamenii în șah, că nu pot, că dacă un om își exprimă o altă dorință de a vota sau de a susține un alt partid, sunt sigur că vor pierde serviciul. De aici pleacă și reticiența și frica cetățenilor de a se expune. Eu cred că cetățenii vor da lovitura de grație acestor partide mari acum pe 27. Domnul Caralice, e foarte simplă ecuația. PSD-ul și PNL-ul împart un procent din cei care vor participa la vot de vreo 60-70% și partidele mici, între care dumneavoastră Partidul Gorjenilor, Partidul Puterii Umaniste, Pro-România, USR-ul, PMP-ul, ALDE, Partidul Verzilor, Partidul Ecologist, care mai sunt așa cu toții, da? Împărțiți un procent de nici 30%. Deci, foarte multe formațiuni politice se înghesuie pe un procent foarte mic, da? În vreme ce ăștia PSD-ul și PNL-ul ocupă o dicta mai fleșca. După calculul dumneavoastră... Asta e realitatea. Asta e realitatea. Deci, deja trebuie să aplaudăm învingătorii. Pentru că dacă, într-adevăr, se duc doar bugetarii, doar oamenii de servici ai partidelor, doar angajații instituțiilor și toți care au interesul să rămână pe funcții, dragi gorjeni, ați pierdut. Restul de 30% care mai sunt, haideți toți, haideți cu mine și cu domnul Filiu și cine mai vrea, luăm trestuța cam goală, că nu se știe ce avem, și plecăm în afară. Acum, dar în afară. Îl iau cu mine cu mașina, că nu avem un cotro și dăm bici înainte. E, deci, ne gândim. Serios? Glumă? Dar trebuie să acceptăm realitatea. Câți oameni au plecat din Gorgi? Câte orașe au rămas depopulate? Au rămas, cum a rămas, de exemplu, Motru și Rovinariu? Câți oameni o să rămână fără locuri de muncă? Oare chiar credeți că această clasă politică se va zbătea cât negru sub unghie pentru acești cetățeni? Nimic. Ei să fie în funcții, să rămână, să aibă continuitate, să fie abonați la pușculița cu bani
și nu interesează de cetățeni. Ei să aibă cașcavalul și cetățenii să se mulțumească dacă pot să se hrănească cu firimiturile ce le lasă lor. Haideți, dacă nu, ei au alternativă. Aduceți-mă afară. Haideți să luăm câteva firimituri. Prin aceste câteva firimituri ce înțeleg rapid o scurtă pauză de publicitate, după care venim la dezbaterea noastră cu Partidul Gojenilor la raport și cum încearcă politicienii mari din marile partide să ne fenteze cu voturile noastre astea, pe care știm noi să le dăm în modul nostru cât se poate de simplu și de curat. Publicitate și revenim. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Pensiunea Casa Gorjenească. Situată la 5 km de centrul orașului Târgu Jiu, într-o zonă liniștită în Iezureni, pensiunea Casa Gorjenească pune la dispoziția oaspeților 14 camere, internet wireless gratuit și o parcare privată. Prețul cazării începe de la 70 de lei. Mai multe detalii la telefoanele 0761 129 396 sau 0760 852 251. Pensiunea Casa Gorjenească. Ana Delivery gătește zilnic pentru tine. Suntem alături de clienții noștri în fiecare zi cu o varietate de preparate proaspăt gătite. Pizza, paste, desert, mâncăruri tradiționale, preparate din pește, pui, porc, vită, oaie, mâncăruri de post. Comenzi la telefon cu prefix din orice rețea 222229 sau online pe ana-delivery.ro. Ana Delivery. În fiecare zi, în siguranță, livrăm preparate proaspăt gătite cu drag pentru clienții noștri. Vă mulțumim pentru încredere și vă onorăm cu promptitudine comenzile. Petrol Gaz Elmark, Petrol Gaz Elmark. Stația de alimentare cu carburanți Petrol Gaz Elmark comercializează toată gama de carburanți de cea mai bună calitate și prețuri fără concurență. Fără concurență. Petrol Gaz Elmark din Scoarța, județul Gorj, vă pune la dispoziție vulcanizare și spălătorie automată pentru autoturisme și camioane. Vă așteptăm în comuna Scoarța, strada principală, județul Gorj. Petrol Gaz Elmark, dă viață mașinii tale. Accent în Gorj. Accent în Gorj. Scriem săptămânal despre evenimentele importante din județul tău. Accent în Gorj. Social, cultură, monden, politic, publicitate și sport. Gorjenii citesc Accent în Gorj. Accent în Gorj, un ziar care te reprezintă. Salon Art.
De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770-115-004. Centrul de recuperare Kineto Maria. Cea mai bună clinică în 2020. Știm că pentru noi, femeile, este foarte important modul cum arătăm. Cu ajutorul unei tehnici inovative, fără ac, reinventăm folosirea acidului hialuronic. Creștem volumul buzelor, umplem liniile fine și ridurile profunde, chiar și bărbaților. Lash & Beauty by Adina vine acum cu o noutate revoluționară. Spune adio durerii și urmelor lăsate pe buzele tale. Ne găsești la Janin Beauty Center. Poți urma cursurile noastre de extensii gene și hialuropen, unde vei descoperi tainele acidului hialuronic. Lash & Beauty by Adina, din pasiune pentru frumusețea ta. Am intrat în direct, stimați prieteni, Partidul Gorjenilor la raport. Cum fentează mari jucătorii ai politicii din Gorj sistemul acesta de vot și ați văzut astăzi cum a transpirat, între ghilimele de rigoare, o înregistrare din sediul PSD Târgu Jiu privind maniera în care câțiva băieți deștepți, între ghilimele de rigoare, își împărțeau funcțiile. Ați văzut unii city manager, ăla vrea deputat, ăla se retrăgea, domnul Cărciumaru, care este senator, a anunțat că nu dorește să fie inclus pe listă de la municipiu. Nu știu dacă ați văzut despre ce este vorba, domnul Caraici. Ce va fac? Pentru că nu mă interesează aceste partide, ce fac ei între ei, deci efectiv pentru mine... Acolo este o vorba de o deturnare a voturilor. În momentul în care cetățeanul ți-o conferă încrederea, bunul simț pe care îl are și investirea ta pentru viitor, e clar că așteptările tale sunt foarte mari, așteptările lui sunt foarte mari de la tine. Dar atâta vreme tu când doar iei votul și după aia te retragi pentru a face loc altora din spate, e clar că practic tu nu mai reprezinți, nu mai ai legitimitate pentru acel vot care ți s-a dat. Pentru a fi scurt și concis, așa au făcut, așa fac. Lupul schimbă, un proverb bătrânesc, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Spuneați dumneavoastră de aceste partide că sunt câștigătoare. Și eu, Gheorghe Caralicea, ca cetățean, am câștigat. Am câștigat și sunt un câștigător pentru că am venit în fața cetățenilor cu un proiect de dezbatere publică, regiunea economică autonomă a Gorjului. Am aprins scânteia. Iar cei ce vor veni după noi vor face un foc pe care va sta cazanul cu zmoală, în care va sta clasa politică actuală acum. Indiferent de rezultatele la alegeri, indiferent de tot ce este, noi luptăm și ne zbatem până la ultima suflare. Și lupta noastră va fi răsplătită de către cetățeni. Dumneavoastră spuneați de multe ori... Ei au fost abonați prin diferite, de exemplu, complexul energetic Oltenia, pentru că toți discutăm despre, dar o să discutăm și despre țărani, o să discutăm și despre muncitori. Țărani din politică sau care sunt agricultori? Păi să știți că aveți dreptate, chiar sunt... Păi nu a fost agricultor, a fost vreo 3 mandate președinte al Consiliului Județean ăsta. Asta cred că e cel mai mare țărani. Săracul să-i tinească... Să-i tinească pensia pe ce are. E și direct ce a acumulat și ce mai acumulează. Are, că acumulează săracul de parcă... Chiar cineva iar îmi spunea că complexul energetic Oltenia a fost vaca cu lapte pentru aceste partide. Acolo, de fiecare. Venea PSD-ul, venea PNL-ul. Auzi mulți. Au mulți și acum a rămas metaforic, deci fără de vaca, a rămas schiula de vacă, a rămas doar cu coada și se ceartă și pe coadă.
gorjenii, minerii sunt abandonați și vor fi. Sunt toți, mulți am vorbit cu ei, sunt descurajați. Utilaje abandonate, merg fiecare carieră mare cu câte două excavatoare abandonate. Chiar am trecut acum prin Roșia, prin Seciurile și spunea că cei de la Poiana sau din ce carieră de acolo, de la Motru, vin și ia motoare, piese de schimb, dezmembrează de la excavatoarele care sunt în conservare de la Seciuri. Deci, nu se mai pune în discuție retehnologizarea, excavatoare noi. Deci ei, în acest sens, mi-am dat seama că, într-adevăr, complexul energetic Oltenia stă pe butuci. Stă pe marginea prăpăstiei. Iar ei, în loc să o salveze, să vină cu brațele lor pentru a scoate din... a trage după marginea prăpăstiei, ei indirect o împing în prăpastie. Nu trebuie să renunțăm la energia pe cărbune. Atât cât se mai poate. Oare de ce noi încercăm totdeauna să fim noi, să facem noi pe samaritanii, să încercăm noi să fim mai cu moți, să demonstrăm Europei că noi putem? Noi întâi trebuie să ne dezvoltăm, să avem locuri de muncă, iar după aceea stăm la masa tratativelor și discutăm. Nu numai îndatoriri și obligații, dragi cetățeni, la toate firmele, la tot ce avem resurse, la tot ce avem în turism, ne blochează în fel și chip. Nu ne lasă să ne dezvoltăm acești politicieni într-un mod foarte frumos. Aproape nici nu ne dăm seama cum ne trișează și cum ne ocolesc, ne driblează, mai bine zis. Ne driblează. Se joacă, trece printre noi așa, ca și cum... Ce iar acum devin săracii atât de buni, atât de inventivi cu ce vine aceste partide mari și mai mici, partidele parlamentare, cu ceva divers de alte campanii. Vorbesc despre străzi, care ori unul ori altul a fost la guvernare, le-a asfaltat, iar după aia gropile s-au înmulțit. Și cine a numărat gropile? Aia care au făcut banii, e simplu, și care le-au ocupat. Ar trebui milioanele celor care au câștigat, ar trebui să le împărțăm la... Trebuie să vă duceți pe la Turceni pe acolo, să dați o tură pe la Turceni. Am dat și pe la Turceni și... Ați dat un grobrapă pe acolo? Nu, că sunt grob, dar ce să vezi, că acolo vezi numai camioane cu aproape același număr, tiruri cu același număr. Am crezut că suntem... Stați, dom'le, regiune economică separată, Turceniu. Păi o să fie, că ce să mai... Peste, eu cred că oamenii din Turceni vor, în viitor, vor fi... O să-i pună unii lideri politici, unii oameni de afaceri, o să-i pună, îmi pare rău că zic asta, să nu, o să-i pună pe domeniul de vânătoare la, numai să nu cumva să mă și greșească să-i împuște pe săraci, că ăștia sunt în stare. Am zis că deputatul mitralieră zicea că scoate arma la oameni. Dacă oamenii ridică o țară vocea sau ceva la magnații ăștia, ăștia sunt în stare să un lot de căprioară sau să ceva să greșească ținta. Să le ia boi de la bicicletă, ce să facă magnații lupește prăjit. Ei, magnații, dar vedeți că magnații rămân și cetățenii pleacă. Cine credeți că o să rămână? Bogătașii Gorjului. Oamenii care au acumulat averi în decursul acestor ani după spinarea cetățenilor, prin diverse forme. Politicienii care ne-au distrus economia, care ne-au distrus familiile, familii ne-au distrus, înseamnă ne-au despărțit. În sensul că unul pleacă la muncă în străinătate, iar celălalt rămâne acasă. Sau părinții pleacă acasă și rămân copiii. Doamna Horațiu Nicolae Guță ne-a prezentat o caricatură. Dumneavoastră văd că aveți o carte. Ce este cartea aceea de sub... Am văzut că aveți... Avem o carte care a ieșit de sub tipar. Dragi gorjeni, dacă schimbăm clasa politică, totul va fi bine. Aceasta este credința mea, în ciuda tuturor relor care se întâmplă din ce în ce mai des. Ce este asta? Ce reprezintă cartea asta? Deci reprezintă abuzurile, nedreptățile, greutățile, ce s-a făcut, ce se poate face pe viitor, dorința noastră de a merge mai departe. Nu știu că faceți scurtă la mână. Deci este o carte care ar trebui citită de dumneavoastră, de către cetățeni,
unde o să vă dați seama cum ați fost păcăliți, unde sunt roadele trudii dumneavoastră, cine a dărâmat economia Gorjului. Și în afară de critici, venim și cu proiecte. Ce îmi place asta aici, vampirii politici au ieșit la atac. Vizita la Gorj a șefului PSD Liviu Dragnea a lăsat un gust amar tuturor oamenilor de bună credință. Am văzut la întâlnirea lor cum unul decide și ceilalți execută și democrația a fost înlocuită cu o formă diluată de dictatură. Dragnea zicea în fața haitei politice de la Gorj că e rău dacă cineva își dorește bunăstare pentru pensionarii români, dar de pensionarii români de lux din Parlamentul României nimeni nu zice nimic. Aceștia sunt liderii acestor partide care nu le pasă de pensiile cetățenilor, de mărirea pensiilor, de mărirea alocațiilor. Și îi urez domnului Dragnea mulți ani fericiți acolo unde își petrece zilele în vacanță. Exodul românilor provoacă importul de angajați străini. Da, păi vin oameni din alte părți. Chiar am... care ne-au condus până în prezent o gloată de oportuniști nenorociți puși doar pe căpătuială, au adus România într-o stare critică din punct de vedere al stabilității economice și al echilibrului social. Da. În vreme ce românii noștri pleacă pe capete la muncă în străinătate, mediul economic apelează la importul de mână de lucru cât mai ieftin din țări ca Pakistan, India, Sri Lanka, etc. Deci ne confruntăm pe viitor, acum... Chiar astăzi am întâlnit un domn care lucrează în Târgu Jiu, nu ne-a reținut numele, chiar m-a rugat pentru că are certificat sau carte de ședere permanentă la noi în Gorj, este din Bălești. Oamenii poate îl cunosc. Din Bălești trebuie... Nu. Deci, are carte și am discutat cu dânsul și povestea despre... ce lucruri frumoase avem în Gorj. Vorbește și bine românește și ne-a spus așa, zice, prima dată am fost și noi naivi în Germania, exodul, acum să nu înțelegeți că vorbesc rău de musulman sau ceva, dar exodul musulmanilor pentru a încuraja mâna de lucru, pentru a încuraja natalitatea, acum săracii, domnul zice că eu am plecat din cauza musulmanilor, am venit în România și românii sunt oameni de ispravă, oameni bravi. Dar zice, păcat, nu-mi place, domnule, zic, vă place clasa politică, nu-mi place să nu aud... de partidele astea mari. Pentru că pun numai bețe în roate dezvoltării economiei. Aveți de toate. Dar de ce nu promovați ce este în cartea asta? Pentru că vă aveți foarte multe chestiuni extrem de interesante. 30 de ani de politică ne-au lăsat cu portofelele goale. Rezultatul dramatic al celor care s-au prindat pe la butoanele puterii se reflectă la teșchereaua noastră. Tot ce am scris aici, în decursul emisiunilor, le-am făcut cunoscute cetățenilor. Deci, am vorbit și despre că ne-au lăsat cu buzunarele goale, cu portofelele goale. Deci, întâi l-am lăsat cu portofelele și acum și cu buzunare, că n-am mai avut portofele. Ușor, ușor. Care e titlul ăsta? Cum se apără PSD-iștii între ei de efectele legii? Raportat la ce s-a întâmplat astăzi. Da, păi, vedeți? Deci, ei între ei se gândesc cum să-și apere interesele, cum să-și apere avuțiile, cum să-și apere domeniile și cum să-și apere șederea la butoanele acestui județ. Acestei țări. Ei nu le e frică de altceva. Din 4 în 4 ani, acum le e frică lor. În rest, nu le e frică. Pentru că după 4 ani au timp să-și organizeze bine afacerile. Ei între ei se face audit financiar, nu se face. Au furat, au înșelat, au păcălit. Dragi gorjeni, și oboseala și mergând... Stați, aș vrea să fac o paralelă la ce a spus dumneavoastră cu toți invitații care au fost în studio. Mi-ar place totuși ca fiecare dintre invitații care vin și candidează la o funcție, mai ales de municipiu, reședință de județ, cum este Târgu Jiu sau Consiliul Județean, să vină totuși cu astfel de carte și să spună, domne, cam asta este viziunea mea, că asta cred eu că ar trebui făcut cum aveți dumneavoastră. Cred în, această, care în această carte... Ați venit cu așa ceva... Da, este scrisă și am muncit mult, am chinuit... Și e greu de făcut și o carte. Sunt optimist, totul va fi bine, dar să schimbăm această clasă politică, pentru că eu am gândit-o pentru totul va fi bine dacă vom reuși să dacă schimbăm. Dacă vom trece peste rău. Dacă nu, această carte, dacă ei în continuare rămân, va rămâne... Da, asta va rămâne mărturie. Va rămâne mărturie la ceea ce am zis și la ceea ce
Am dorit cetățenilor. Iar asta nu poate fi răstălmăcit ce e scris acolo de către nimeni. Păi, pentru că sunt dovadi negre. Vorbim despre sănătate. Vorbim despre, dragi cetățeni, despre educație, despre locurile de muncă, despre exodul plecărilor în străinătate, despre cum au devenit politicienii vampiri și continuă să se hrănească, încă nu cu sângele nostru, dar se hrănesc cu sudoarea, cu agoniseala noastră de o viață, unde ne dorim să trăim, să trăim și noi liniștiți, să trăim cu drag lângă familiile noastre, să știm că suntem reprezentați de instituțiile statului și că lucrează într-adevăr pe cine i-am pus acolo și sunt cinstiți și corecți și se zbat. Nu stau numai în vacanțe, nu stau numai să-și pună angajate nevestele, soțiile, prietenii. Vrem oameni competenți, domnule, pentru că tinerii sunt descurajați. Da, chiar am discutat cu tinerii. Și domnul Guță s-a luat de amante. Și ce aveți, domnule, cu amantele toți la ăștia care sunt la putere? Toți vă luați de amantele lor. Nu, domnule, nu, că acum... Da, vă luați acum, de amante, vă place fusta la amantele. Ce să facem? Deci, nu, acum vedeți că oamenii s-a lansat de când chiar vorbea de domnul... Cel care a plecat. De la mulți, România, mulți, la mulți dacă vor pleca dincolo, vor rămâne săracele de... Ei, măi și glumim, măi și face parte din viața de toate zilele. Dar problema este că s-au jucat cu destinele noastre. De ce nu putem să avem și noi spitale moderne, cum construiesc alții? Ce ne lipsește? Ce ne-a lipsit? Ce le-a lipsit politicienilor pentru a avea încă două, trei spitale, pentru a avea și în alte localități? Vă răspund eu, câteva amante în plus. Lasă, domne, că și-au, vă spun eu altceva decât amantele, și-au îngroșat buzunarele. E, de ce o educație? Deci o țară fără educație este destinată pieirii. Cultura se joacă cu noi, deci nu, ce mai avem? Nu mai... Ne-a lăsat ceva? Ce putem noi lăsa ca cetățeni, moștenire urmașilor noștri? Pentru că și sunt bucuros și vreau să le mulțumesc celor câțiva pensionari care, într-adevăr, i-am văzut că sunt înrăiți și supărați pe aceste partide parlamentare. Nu se regăsesc. Sunt pensiile mici. Sunt supărați pe imunitatea parlamentarilor. Sunt supărați pe pensiile speciale pe care le primesc acești mari demnitari. Și chiar am discutat. Păi, dom'le, ei o să fie cu pensii mari, iar dumneavoastră vă duceți. Zice, domnule, zice, nu am bani de pastile. Nu am bani ca să-mi iau mască. Mă țin de la gură. Sunt bolnav. Un domn mi-a arătat dintr-o greșeală a unor medici după timpuri care au făcut o operație aici la... și era cadru militar activ. Săracul a rămas cu probleme. Și atunci am spus, păi bine, domne, dar avem și noi un erou al Gorjului, pe domnul Iriza. Zice, domne, zice, eu am fost chiar atunci la București, am fost ăla, dar zice nimic. Deci, cred că unii își ia niște titluri nemeritate, încearcă doar să lase impresia că vin în ajutorul dumneavoastră, că vă susțin idealurile și dorințele, dar acești oameni, vă spune Gheorghe Caralicea, vă vor trăda și iară vor trăda. Pentru că dacă odată v-a trădat, o să vă trădeze mereu. Odată ne-a mințit, ne minte mereu. Domnul Carcea, am înțeles critica pe care le-ați făcut-o ăstora toți la grămadă, da? Priviți telespectatorii în ochii acolo, se duceți și luați-le votul. Haideți, dragi gorjeni, haideți să muncim, haideți să încercăm, pentru că îmi spunea cineva, zice, măi, Caralicea, să nu spui, un prieten de-al meu drag, să nu spui cumva cetățenilor... Luați-le votul acum, aveți... Să nu le spui cetățenilor că haideți la muncă, că zice că nu e bine. Acolo e camera. Acolo, domnule, mă uit la tot. Spuneți-le un minut, acolo e colegul din... Domnilor, sunteți tineri. În viitor veți avea... În viitor veți avea o familie, vă veți forma o familie. Vreți să urmați calea părinților dumneavoastră și să lăsați nevestele și soțiile să aibă grijă de copii cu dorul de dumneavoastră? Familia trebuie să rămână întregită. Trebuie să muncim în județul nostru. Avem resurse, avem turism, avem pământuri, avem tot ce ne trebuie. Ce spun ăștia că nu avem? Mint. Avem. Și putem. Și sunt oameni care am văzut în agricultură. Mici firme, mici
producători, pentru că e nevoie să producem, nu numai să consumăm marfa de import pe care ne-o bagă pe gât ăștia. Devenim producători și să nu mai fim consumatori. Da, este doar producător, dar scenarist, regizor, actor, nimic. Ăștia, pentru lumea artistică, deci vorbim despre lumea artistică, da, sau despre regizorii politici care au știut în decursul acestor ani să... Ăștia ar trebui să facă filme, că sunt foarte buni. S-au jucat cu destinele noastre, să treacă de la... Nu, nu, că știu să... privat concurențial sunt tămâi, lăsați-i, nu mai... Păi, eu știu că sunt tămâie, dar sunt buni la manipula oamenii. Ei știu să facă scenarii, știu să-și atragă electoratul de partea lor. Aș vrea să văd un film pe viitor, scriem o carte. Data viitoare să vedem, poate o să facem și un film. Cârciumarul la butoane să faceți. 17 ani cum a fost condus Târgu Jiu. Deci n-aveți ambiție dacă nu faceți așa ceva. Cârciumarul și Călinoiu. Voi scrie o carte despre ce se va întâmpla, despre viața cetățenilor, cum o vor duce acum peste 4 ani. Deci... am venit cu această carte în care totul optimism. Va fi bine și din simplitatea noastră, din sărăcia noastră, am reușit să facem această carte. Am reușit să facem acest proiect. Aș vrea să vă arăt și în spate ruinele care le-a făcut și unde ne-a adus această clasă politică. Să un politician renumit, să zicem, o să vină să-și înșușească proiectul dumneavoastră pentru alegerile din 2024, că deja se vehiculează ideea asta, ce veți face? Nu, nu. Și vine să spună, domne, vreau eu să preiau... Păi ce, el a muncit. Ei vor să preia mulți. Pentru că acest proiect este ca un virus. Și cu acordul cetățenilor, încă mai... Ăsta e coronavirus pentru cei de la București și pentru cei din județ. Metaforic. Este... pentru că ei, acest proiect va distruge cancerul politic al gorjenilor, de care sunt bolnavi ei. Bun, și a pus ochii pe el, nu vreți să-l dați? Nu, pentru că doar gorjenii vor, nu ei. Dacă gorjenii vor să unești și îl implementează acest proiect, gorjenii îl vor avea. Este făcut pentru gorjeni. Nu vor pune labele lor, nu vine labele lor de la PSD, de la păreți, nimic, spune. Nimic. Bă, domnul Caralic, nimic. Ia, du-te deci, până în Italia, dragi cetățeni, aici cu asta. Lupta mea este, a zice așa, pentru dumneavoastră, am fost amăgit și am fost acaparat în sensul, am fost rugat să vând Partidul Gorjenilor pe motivul că nu voi putea să fac față cheltuielilor pentru că sunt cheltuieli și am renunțat, am zis, dom'le, sărac și curat. Acest partid va fi al gorjenilor și după ce o muri eu și se va fi în viitor. Grigore Oreche cu letopisețul. Nu, dar așa, în final toți murim. Toți va fi. Cine știe deci unde ne mor duce asta? Nu voi, nu. Nu este supus negocierii. Nu este supus negocierii, indiferent ce cifră e. E rău domnul Caralice, așadar. E pentru, păi dacă, și, păi da, noi, dacă la... atunci eu voi putea privi un cetățean în ochi în momentul când voi face această chestie. Deci, domnule, nu deci se va nu face este nimic. Tranzacționabil acest nu, nu, deci nu este tranzacționabil. Nu, doar gorjenii. Nici o sumă. Am pornit cu deci această idee. Se poate de tranșant. Deci veți vedea pe viitor. Chiar dacă va fi un rezultat bun la alegeri, chiar dacă nu va fi, eu deja prin acest proiect am câștigat. Și au câștigat gorjenii. Pentru 2024. Pentru 2024. Hai să tranzacționăm proiectul. Pentru că cetățenii au înțeles și vor înțelege și pe viitor vom avea timp. Pentru că noi, într-adevăr, membrii suntem puțini, nu suntem numeroși și nu avem acces la instituții, nu avem acces la publicitate, nu avem la... Deci noi venim încercând din mână în mână, pentru că și această carte am făcut-o într-un număr de 1000 de bucăți, pentru că atâta ne-a fost bugetul. Cu greu. Și aceea... dar lăsăm timp ca cetățeanul să își spună părerea. Dacă ceva nu este bine și ceva am greșit, vă rog să mă urecheați, dar vă rog să și veniți cu idei, pentru că a completat această carte... Și putem să facem tot, să spunem, pentru că trebuie spus adevărul despre această clasă politică. Și nu mi-e frică, dragi cetățeni, pentru că acest proiect, să nu întorc imbră să facă cei de la partidele mari să fie... Firea e specialistă, citește cărțile invers. A naibii de fire a omului care citește cărțile invers. Deci, ce se întâmplă? Este pentru dumneavoastră, dragi gorjeni. Dacă acum nu aveți încredere și poate nu vi-l însușiți și poate... Mă există pe undeva de completat.
Mă există de... Vă rugăm să ne spunem ce trebuie, să ne spuneți ce trebuie să facem. Pentru că și ce ne-a făcut acest proiect, nu l-a făcut doar Gheorghe Caralicea. L-am făcut împreună cu alți cetățeni. Rapid, un mesaj pentru telespectatorii care vă urmărit în această seară. Dragi cetățeni, vă rog să veniți alături de noi să dăm jos această clasă politică de la butoanele acestei instituții, acestor instituții, primării, consilii județene, consilii locale și consilii județene, consilii municipale. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și întoarceți fața și către noi cei mici, pentru că toți am fost mici cândva și vom crește. Dumneavoastră veți crește și veți deveni puternici în fața acestor politicieni care n-au știut decât să facă rău dumneavoastră, rău Gorjului, rău tuturor. Dumneavoastră decideți. Dumneavoastră sunteți forța. Eu sunt doar un reprezentant care încearcă să spună adevărul și cu toate că sunt supus unor presiuni sau amenințări, pentru a nu continua, voi continua. Mulțumesc. Nici banii, nici nimeni nu mă oprește. Mulțumesc pentru participarea din această seară, domnul Gheorghe Caralicea, președintele Partidului Gorjenilor. Sper că v-ați convins de cele afirmate. Omul Gheorghe Caralicea a vorbit din suflet pentru a transmite mesajul care îl are către dumneavoastră. Sper că a fost și recepționat. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi încă o dată în această seară. Vă spun o seară plăcută și rămâneți alături de programele Accent TV și nu uitați să ascultați melodiile dumneavoastră preferate la Radio Accent. La revedere, numai bine!